Am început data trecută să ne uităm la doctrina perseverării sau doctrina păstrării în har și am definit ce este această doctrină, am arătat care sunt implicațiile ei practice și din această întâlnire câteva înainte voi încerca să vă arăt din Cuvântul lui Dumnezeu anumite argumente pe care Scriptura ni le dă ca să ne garanteze mântuirea deplină în Domnul nostru Isus Hristos. Deci pe noi nu ne interesează o siguranță a unei jumătăți de mântuire. Pe noi ne interesează să vedem dacă în Sfânta Scriptură avem argumente care ne arată că Dumnezeu ne garantează mântuirea deplină sau toată mântuirea, da? Și dacă există în Biblie argumente care arată că Dumnezeu garantează toată mântuirea lucrată în Aleșii Lui, din această garanție pe care o luăm din cuvântul lui Dumnezeu, extragem și siguranța mântuirii. Da? Adică te uiți în Biblie, Dumnezeu promite, lucrează o mântuire deplină și din înțelegerea acestei mântuiri îți extragi siguranța mântuirii. Da? Îți extragi putere pentru sfințire, îți extragi motivație pentru evangelizare, pentru rugăciune și așa mai departe implicații pe care deja le-am văzut. În această seară aș dori într-un mod special să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu că Dumnezeu Tatăl garantează și asigură mântuirea noastră. Că Dumnezeu Tatăl garantează și asigură mântuirea noastră. Și într-un fel voi încerca să structurez argumentele de-a lungul acestui studiu în funcție de lucrarea fiecărei persoane a Sfintei Trăimi în mântuirea noastră. Vom începe uitându-ne la Dumnezeu Tatăl și felul în care El, prin persoana Lui și prin planul Lui și prin puterea Lui și prin promisiunile Lui, garantează, asigură mântuirea noastră. Primul argument. Primul argument îl voi extrage din înțelepciunea lui Dumnezeu. 2 Petru 2 cu 9 spune așa. Domnul știe să izbăvească din încercare. Haideți să ne gândim. Care ar fi posibilitatea, noi calviniștii care suntem, nu vorbim în general de posibilități. Dar care ar fi posibilitatea sau situația aceea în care ai putea să pui probabilitatea pierderii mântuirii? Nu? O situație de încercare. Că nu dai cu mântuirea aiurea pe geam, da? Așa, fără niciun fel de motiv. Noi ne gândim ca niște armineni acum, da? Care ar fi situația aceea în care să-ți pierzi mântuirea, credința? O situație de încercare. pentru ca să ne încurajezi, el știe, Domnul știe să-i din încercare. Puneți invers afirmația. Dacă nu sunt izbăvit din încercare, înseamnă că Domnul e blasfemiator, dar la asta te duci. Dacă Domnul știe să izbăvească din încercare și toți aleșii lui sunt izbăviți din încercare și de aceea ei vor persevera, înseamnă că dacă ei nu perseverează, Domnul nu știe să izbăvească din încercare. Înțelepciunea lui Dumnezeu, a tot știința lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu este o ancoră a sufletului nostru. Eu știu că Dumnezeu, indiferent prin ce situație aș trece, Dumnezeu știe cum să mă izbăvească din această încercare. Cel puțin în dreptul meu nu funcționează tipul ăsta de manipulare. Dacă am trece noi prin suferințe și prin necazuri și prin persecuții, oare cât să mai rămâne mântuire? Atâta cât suntem mântuiți acum, tot atâta. Nici mai mult, nici mai puțin. Ba, din potrivă, s-ar converti și alții cum s-a dovedit deja în istoria bisericii că sângele martirilor este sămânța adunării. Că Dumnezeu știe să îi izbăvească din încercare. Și trecând prin încercare, Dumnezeu știe să le dea acestor oameni tot ce au nevoie ca ei să treacă ca niște sfinți, ca niște copii al lui Dumnezeu prin încercare. Prin încercare. Înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu, găsește metode potrivite pentru scopurile sale. Dumnezeu nu își trasează numai așa niște scopuri iluzorii. Am o viziune cu privire la umanitate. Aș vrea să salvez toată umanitatea. Știu că nu o să reușesc, că n-am găsit metodele potrivite. Nu, el are niște scopuri și ca un Dumnezeu a tot înțelept, infinit în înțelepciunea lui, găsește și metode ca să ajungă la scopul lui. Noi numim oameni înțelepți, oamenii aceia care au un plan, știu, spunem noi, știu ce vor de la viață. Dar dacă nu, sunt mulți oameni care zic că știu ce vor de la viață, dar sunt ciuriburi în viață. Nu! Omul înțelept nu doar știe ce vrea de la viață, el știe cum să ajungă la ceea ce vrea. Știe să folosească metodele. Nu știi tu ce logică are el, ce principii aplică el, dar el stă acasă și când s-a sculat luni dimineață, pune principiile lui în aplicare și vezi că are succes, domnule. Ăla este un om înțelept, care nu doar are niște scopuri, ci știe să găsească metodele ca să-și atingă scopurile. Dumnezeu cu atât mai mult știe să ne izbăvească din orice încercare care ar putea să ne aducă la punctul în care să le pădăm total credința. Și eu mă încorez eu nu în înțelepciunea mea, că voi merge până la capăt, ci eu mă încorez în înțelepciunea lui Dumnezeu. Că El știe cum să lucreze în viața mea ca eu să merg până la capăt. Aleluia! Al doilea argument din... Caracterul din persoana lui Dumnezeu este dragostea lui Dumnezeu Dragostea lui Dumnezeu este acest pasaj foarte bine cunoscut Romani 8,39 Că sunt bine încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngeri, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea Nici o altă făptură nici o altă făptură pe lângă cele amintite mai înainte. Făpturi care sunt în stăpâniri, puteri, făpturi care sunt acum, făpturile viitoare, îngerii și nicio altă făptură. Tu ești o făptură? Nici tu nu te poți despărți pe tine în sus de dragostea lui Dumnezeu, că și tu ești o făptură. Nici o altă făptură nu vor putea sau nu vor fi în stare să ne despartă de Dragostea lui Dumnezeu este irezistibilă Dragostea lui Dumnezeu ne înfășoară Dumnezeu nu ne înfășoară cu puterea lui nu ne, nu, Puterea lui Dumnezeu nu este o forță coercitivă asupra vieților noastre Puterea lui Dumnezeu este irezistibilă Dar și dragostea lui Dumnezeu este irezistibilă El ne iubește așa de mult și ne cucerește cu dragostea lui Și nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu Care este în Hristos Isus, Domnul nostru Pavel spune sunt bine încredințat și noi am spune, Pavel, da, afară de voința ta, deci buna ta încredințare egal cu zero. Nu știu cum să spunem, că noi știm ceva ce tu n-ai știut. El spune, sunt sigur. Certitudinea mântuire. ce înseamnă sunt bine încredințat? Dați-mi un sinonim. Ce înseamnă bine încredințat? dați un sinonim, dați o explicație. Spuneți. Ce înseamnă bine încredințat? Sunt sigur. Am o certitudine, da? De plină. Asupra unui lucru, asupra cărui lucru? Că aleșii lui Dumnezeu nu pot fi scoși, rupți, extrași din lanțul dragostei lui Dumnezeu. Era are o încredințare nu cu privire la capacitatea lor de a se ține în dragostea lui Dumnezeu. Ca așa vorbesc cu oamenii. Dacă tu te ții în dragostea lui Dumnezeu, Pavel nu îmi spune așa dacă eu mă țin în dragostea lui Dumnezeu, ci Pavel îmi spune că el mă ține în dragostea lui. Și că sunt multe atacuri din toate părțile. Auziți? Moartea, viața, îngerii, stăpânile, puterile, lucrurile de acum, lucrurile viitoare, înălțimea, adâncimea, orice altă făptură, toate atacă să mă scoată din dragostea lui Dumnezeu. Și nu vor fi în stare. Ascultați-mă, dacă tot iadul și-ar propune ca în seara asta să ducă după soara Liliana și să o smulgă din dragostea lui Dumnezeu, nu pot să o smulgă din dragostea lui Dumnezeu. Atacuri demonice, era să-mi pierde, era să fac. Ce vorbiți oameni buni? Despre ce vorbiți? Despre cine vorbiți? Acestea sunt lucruri reale, dar nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus. Da? În credințarea lui nu se leagă de voința omului, ci în credințarea lui se leagă de dragostea lui Dumnezeu. De aceea cred că este extrem de găunoasă, păguboasă, eretică, falsă, cum vreți dumneavoastră, doctrina arminiană, care te face să te legi de tine însuți. Dacă tu te ții în dragostea lui Dumnezeu, dacă tu te păstrezi în mâna lui Dumnezeu, dacă tu, eu nu îl împing pe om să se uite spre Dumnezeu. Eu ațintesc cu om, privirile omului, spre. spre sine, spre sine. Da? Și uitați-vă, acest pasaj nu, tra, nu, nu trasează niciun fel de condiție. Eu nu găsesc nicio condiție aici. Eu am auzit citat. Ascultați-mă, am auzit citat versetul așa. Nici o altă faptură nu vor fi în stare să ne desparte de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus afară de voința ta. Eu am auzit citat versetul în felul ăsta. Mi se pare foarte demonic, nu știu cum să spun. Așa cu fel de libertate în asta absolut, un fel de vorbire în asta ex-catedra ca lui Papa, în care introduce în Biblie și în canoane și în mărturisiri ce vrea el, că el e infailibil. El, ea, el ea din depozitul de doctrine corecte ale bisericii și le expune public. Da? Din câte știm, noi nu avem papi sau n-ar trebui să avem. Da? Spune Scriptura despre Domnul Isus Ioan 13 cu că i-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. Și n-a pierdut pe niciunul din aia pe care i-a iubit. Pe niciunul. Avară de fiul pierderi ca să se împlinească Sfânta Scriptură. Da? Asta spune Sfânta Scriptură. Dacă Dumnezeu nu ne iubește până la capăt, Înseamnă că Dumnezeu nu are nici măcar dragostea care ne cere nouă. Știți ce spune Pavel în 1 Corinteni 13? Că dragostea suferă totul. Acoperă? Dar Dumnezeu spune, acoper, acoper. Dar cât să acoper? Cât, cât, să vă mai rab? Am dragoste. Dar am și eu o limită, nu? Că să nu-i Dumnezeu. Dumnezeu nu ne cere nouă ceva și nici măcar El însuși nu-i capabil sau nu vrea să ajungă la standardele pe care ne le trasează nouă. Ce Dumnezeu ar fi acesta? Ce Dumnezeu ar fi acesta? Nu este Dumnezeu Sfintelor Scripturi. Acoperă totul, suferă totul, suportă totul. Și ajunge Dumnezeu la un moment din viața ta când zice nu mai suport momentul ăsta de cădere al tău. Din cauza acestui moment de cădere, în dragostea mea, nu-l mai accept, nu-l mai acopăr. Nu te mai disciplinezi. Te las în voia minții tale blestimate. Nu. Dumnezeu, cel puțin Dumnezeu are dragostea pe care ne cere nouă. Cel puțin Dumnezeu. Cel puțin Dumnezeu, da? Și uh, implicația negării dragostei lui Dumnezeu care ne strânge, care ne atrage, care ne înfășoară, care ne ține în această mântuire, este următorul lucru. Dacă Dumnezeu la un punct din viața ta te leapă de pentru un păcat, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu înainte să fii mântuit a fost necondiționată. Nu că Dumnezeu nu a găsit nimic în tine ca să te mântuiască. Pe când eram noi încă păcătoși sau eram vrășmași, spune Pavel în Romani 5 10, Dumnezeu din dragostea lui l-a dat pe Hristos pentru noi. Pe când eram vrășmași. Acum, Înseamnă că dacă eu fiind dușmanul lui, el m-a mântuit, n-a găsit nimic la mine. Că eram dușmanul lui, corect? Eram dușmanul lui. Și el m-a mântuit. Doamne, ce ai găsit la mine? Nimic. Știți că e cântarea. Ce ai găsit, Doamne, la mine? Nimic nu o găsit. N-ați găsit răspuns la întrebarea asta. Roman în capitolul 5. Nimic nu o găsit. Să fii 100% convins în asta. Dar înseamnă că Dumnezeu mă iubește necondiționat înainte, dar după ce m-a mântuit, de te iubesc, dacă. Când din potrivă, dacă el m-a iubit când am fost dușmanul lui, ar trebui să mă iubească cu atât mai mult acum când nu mai sunt dușmanul lui. Sunt fiul lui, sunt răscumpăratul lui, sunt împăcat cu el. Am o natură nouă, am Duhul sunt în viața mea, sunt locuit de Sfânta Treime. Cum să ajungă Dumnezeu să mă urască pentru un păcat pentru care nu m-a urât înainte? Cum am înger să mă urască pentru un păcat acum, deși nu m-a urât pentru miliarde de păcate pe care le-am făcut înainte să fiu întors la el? Dumnezeu nu lucrează cu două dragoste față de noi, cu două tipuri de dragoste față de noi. Dragostea lui Dumnezeu este necondiționată din veșnicie până în veșnicie pentru noi. Dacă libertatea voinței înseamnă că, ei zic, da, dar ca să fii liber, înseamnă că dragostea lui Dumnezeu, zic ei, ca să fie autentică, înseamnă să te lase să-L iubești pentru că așa vrei tu. Nimeni nu vrea să-L iubească pe Dumnezeu. Și am încheiat discuția. Dacă dragostea lui Dumnezeu ar însemna să Dumnezeu să ne lase să facem ce vrem, noi toți ne-am duce în iad, că lurăm pe Dumnezeu din natura noastră. Și dacă ar fi așa, înseamnă că Dumnezeu și în cer ar trebui să ne lasă posibilitatea păcătuirii și a alegerii ca să fie dragostea autentică, nu? Dacă eu n-aș putea să păcătuiesc în cer, am spune, cum îți eu liber dacă Dumnezeu nu mă lasă să păcătuiesc în cer? Nu, în cer vom fi cei mai liberi când nu vom mai putea să păcătuim. Atunci, dragostea lui Dumnezeu, care este arătată desăvârșită acum față de noi, se va desăvârși în desăvârșire prin faptul că nu vom mai păcătui niciodată datorită dragostei lui, care este revărsată nemărginit peste noi. Ce concepție absurdă despre dragostea lui Dumnezeu a oamenilor. Ce concepție absurdă. Dragostea lui Dumnezeu este ceea ce te ține astăzi creștin, ceea ce te ține astăzi pocăi, ceea ce te ține astăzi în credință, dragostea lui Dumnezeu. Și când îți dă Dumnezeu cu nuia, îți dă tot din dragoste. Tot din dragoste îți dă. Pentru că ne iubește. Și pentru că ne-a promis că nimic nu ne va despărți. Când îți mere greu și știi că Dumnezeu te cercetează și îți vorbește prin Duhul Sfânt, că dacă ești copilul lui o să-ți vorbească, și te întrebi, de ce, Doamne, de ce, Doamne, de ce, Doamne? ne tot punem, de ce? Trebuie să auzi cuvântul Scripturii, fiindcă Dumnezeu te iubește. Dumnezeu vede când banul ne-a despărțit de el, Dumnezeu vede când munca ne-ar putea despărți de el și el ne-a promis că nimic. El vede când mașinile ne-ar despărți de el, când afacerile ar putea să ne despartă de el, când copiii ar putea să ne despartă de el. Dumnezeu, ascultați-mă! Omul care nu înțelege puterea dragostei lui Dumnezeu spune o grămadă de prostii. Oh, ăștia că dragostea lui Dumnezeu necondiționată înseamnă că trăiesc în păcat. Dragostea lui Dumnezeu poate să-ți ia copiii. Eu zic, asta, e, asta e Dumnezeu monstruos. Care un Dumnezeu din dragoste să-și facă așa ceva, da? Pentru, Dumne pentru Dumnezeu, sufletul tău este mai important. Și el mai probabil nu copilul tău e în pericol, ci tu. Și tu. Dragostea lui Dumnezeu este nemărgintă. Noi nu ne putem juca cu dragostea lui Dumnezeu. Ascultați-mă. Eu nu am spus că dragostea necondiționată a lui Dumnezeu este o dragoste care poate fi bajocorită fără efecte și rezultate. Eu n am spus asta niciodată. Și spun chiar răspicat. Nu putem bajocori dragostea lui Dumnezeu. Al treilea argument este preluat din Harul lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15 cu este unul dintre textele excepționale, excepționale care argumentează pentru mântuirea noastră care este dată de Domnul Isus, deplin de Domnul Isus. Banca am lucrat mai mult decât toți. Ia zis, cum ar fi să vin aici la dumneavoastră să vă spun într-o zi, fraților, eu am, eu am slujit mai mult decât toți. Deci pe cine cunoașteți voi în zona asta, eu am slujit mai mult decât toți. Cum ați interpretat pe mine? Asta a spus Pavel. Mândrie, aroganță, eu am predicat mai mult decât toți. Eu m-am rugat mai mult decât toți. Eu am misionat mai mult decât arogantului. Și dacă ai fi făcut asta, îmi spune noi. Domnule, ești un rog de trenic, Nu așa spune Biblia, că să spui sunt un rog de trednic, am făcut ce eram dator să facem, nu? Și poți să-mi tot așa într-o falsă smerenie. Uitați ce spune Pavel. Super spune. Ăsta eu, asta eu am făcut. Am lucrat mai mult decât toți. Și auziți. Totuși nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este mine. Pentru apostolul Pavel, harul lui Dumnezeu nu era ceva care era oferit pe tavă și lua harul lui Dumnezeu ca să-l avute în cozi, mai lua harul Dumnezeu și... Nu, harul lui Dumnezeu este ceva care lucra continuu în el. Și deși el făcea, era ca și cum harul lui Dumnezeu făcea. Era exact același lucru. Eu fac asta să vadă în exterior, că eu fac. Dar dacă am făcut, noi știm că eficacitatea harului lui Dumnezeu este de 100%, harul lui Dumnezeu nu falimentează, așa că dacă am făcut ceva bun, sigur se datorează, nu că eu, folosește-te de harul lui Dumnezeu. Am auzit expresie Să te folosești de harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu să folosește de tine. Omule bun, n-ai înțeles nimic din harul lui Dumnezeu dacă tu crezi că ciugulești așa când vrei tu în fiecare zi din harul lui Dumnezeu. Azi vreau să mă folosesc mai mult de harul lui Dumnezeu, mâine mai puțin. Nu! Harul lui Dumnezeu să folosește din noi. Pentru că zice că harul lucrează în noi. Harul lui Dumnezeu lucrează în noi, operează în noi. Este puterea lui Dumnezeu pusă la lucru în noi și Dumnezeu se folosește de noi. Nu noi ne folosim de Dumnezeu. Cei care predică pierderea mântuirii nu înțeleg această natură harului. Nu eu îl folosesc harul, ci harul mă folosește pe mine. Să uzăm, fraților, spune, să uzăm președintele cultului pentecostal. Dar trebuie să uzăm de harul acesta. Să uzăm de harul acesta. Eu uzez de harul lui Dumnezeu. Doamne, să, să... Mă ia Dumnezeu de pe pământ dacă avem să spun asemenea nebunii despre harul lui Dumnezeu. Eu uzez de Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu uzează de mine. Cât vrea el, cum vrea el, când vrea el. nu uzez eu de harul lui Dumnezeu. Auzi, uzez eu de harul lui Dumnezeu. Hai să uzăm de harul lui Dumnezeu. Ca și cum ai, ca și cum ai luat benzină sau motorin și ai băga în rezervor să mai mergi încă puțin. Ai uzat puțin de harul lui Dumnezeu. Doamne ferește. Roman 5 cu 20. Ba, încă legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul? Spuneți este pus păcatul în contrast cu harul. Oricât de mare ar, ar, fi puterea, forța, magnitudinea păcatului, întotdeauna harul depășește. Care e păcatul ăla pentru care ți-ai pierde mântuirea? Orice păcat merită moartea. Ce este lucrul ăsta că dacă am făcut un păcat cu voia? Păi ce ai făcut păcatul cu, cu ce? Cu diavol? Cu cine l-a făcut prin tine? Ești posedat? Nu l-ai făcut tu cu voia ta? Dar cu voia cu l-ai făcut. Despre ce vorbim aici? Deci, ce? Care-i păcatul ăla pentru care -ți pierzi mântuirea? Cât de mare e păcatul ăla? Harul lui Dumnezeu este mai mare. Nu doar să te ierte de el, de vinovăția lui, ci să te elibereze de puterea lui în viața ta. Harul Dumnezeu este mai mare. Unde s-a mulțit greșeala, harul lui Dumnezeu s-a mulțit și mai mult, să șteargă toate greșelile și să te elibereze de greșelile acelea. Ăsta este harul lui Dumnezeu, puterea harului Dumnezeu. Harul nu uzăm noi de har. Harul operează noi și ne. ne Permiteți-mi expresia asta, ne exorcizează de păcat. Rupe păcatul din noi. Curăță păcatul din noi. Nu există niciun înalbitor spiritual afară de Harul lui Dumnezeu. Nu există altul. Ce concepție, ce, conce ce, ce concepție despre Har? De ce ai mai predicat despre Har? Dacă faci cu Harul ce vrei. Acesta este un Har glorios despre care poți să predici, despre care vrea să predici. Un har cu care te duci cu speranță la om. Eu știu că harul Dumnezeu îl poate elibera pe ăsta. Dacă eu nu cred că harul poate elibera și el uzează de har cum vrea. Ce speranță mai am eu să evanghelizez? Ce speranță mai am eu să mă rog? Dar când știu eu că atunci unde toarnă Dumnezeu har, este efect. Scontat 100%. Eficiență 100% a harului lui Dumnezeu. Atunci da. Atunci ai îndrăzneală, ai curaj, atunci ai pasiune, ai râmnă în ceea ce faci. Harul lui Dumnezeu garantează mântuirea noastră 100%. Oricare ar fi păcatul, ăla, oricât de mare, harul lui Dumnezeu intervine să te curățească și să te elibereze de acel păcat. Harul lui Dumnezeu este mai mare decât păcatul nostru. Dacă eu mi-aș pierde mântuirea din cauza unui păcat în har, înseamnă că harul lui Dumnezeu a fost mai mic în momentul acela. Da sau nu? Și nu mai este harul biblic. Nu mai este harul biblic. Al ar argument. Puterea lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. Ioan 10 cu 29 spune așa. Tatăl meu care mi le-a dat, da? Este mai mare decât toți. Și nimeni nu le. Nu le ce? Nu le poate. Deci, la un moment dat intră în conflict puterea omului, puterea diavolului, puterea lumii cu puterea lui, Dumnezeu. Și dacă ești cu aia lui și ești în mâna lui, nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu, să citesc din nou, să citesc din nou pe cei care predică la anvoanele adunărilor evanghelice. Tu trebuie să te păstrezi în mâna lui Dumnezeu. Zice, dacă tu te păstrezi în mâna lui Dumnezeu, eu vreau să-L citesc pe Domnul Isus, da? Tatăl meu care mi l-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Nu ce mă păstrez eu. Zice nimeni nu mă poate smulge din mâna tatălui. Accentul pe care îl pune este asupra Tatălui, asupra puterii Tatălui. Nu asupra faptului că eu mă țin în mâna Tatălui, ci că El mă ține în mâna Lui. Asta spune textul 1 Petru 1 cu 5. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dacă predești pierderea mântuirii, pui foarte mari semne de întrebare cu, putere, cu privire la puterea Lui Dumnezeu. Și o noutate extraordinară pentru noi că nici puterea noastră nu este mai mare decât puterea lui Dumnezeu. Aleluia! Nici măcar puterea noastră nu este mai mare decât puterea lui Dumnezeu. Și zice, accept ce zic ei. Dar dacă voința ta, da, domnule, dar voința mea nu e mai puternică decât voia lui și puterea mea mai puternică decât puterea lui. Nimeni! Și din aia nimeni, intru și eu, Andrei Curitorul, nimeni nu mă poate smulge pe mine din mâna lui Dumnezeu, nici măcar eu! Nici măcar eu, că și eu mă încadrez în nimeni ăla, nu? Nimeni! Că-i pus nimeni cu Dumnezeu. Și nu pune a treia categorie. A, tu ești a treia categorie. Îi nimeni, ești tu și Dumnezeu. Nu, nimeni, te inclus și tu. Și aici este Dumnezeu. Aici este Dumnezeu. Roman 14,4 Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, auziți. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Nu te băga. Nu e treaba ta. Totuși, Pune Pavel, va sta în picioare! Da, e discuția aceea despre oamenii aceia care erau duși în, sau oamenii aceia care cădeau în mâhnire datorită faptului că vedeau pe fraților, că consumă băuturi, că mănâncă carne de nu știu care, că anumite cărnuri închinate idolilor și așa mai departe. Știți discuția în Romani, în capitolul 14? Și Pavel spune, are siguranță cu privire la omul acela care totuși s-a mâhnit, pentru care alți frați a fost o pricină de potenire, are încrederea că va sta în picioare, că își Domnul are putere să l întărească pentru ca să stea. A sta în picioare înseamnă să perseverezi, da? să nu cazi jos, dar asta este opusul la a cădea jos. Și Pavel ne învață prin Duhul Sfânt că dacă cineva stă în picioare sau cade, este treaba lui Dumnezeu. Deci el spune, dacă ar cădea, e datorită cui? Datorită lui Dumnezeu. Asta spune. Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Deci Dumnezeu are în control nu doar faptul că ne ține în picioare, ci și căderile noastre le are în control. Și el, dar va sta în picioare, pentru că aici e vorba de puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va lăsa niciun demon, și ascultați-mă, niciun demon nu va răcni bajocoritor în iar, nici măcar o fracțiune de secundă și să se spune, puterea lui Dumnezeu n-a putut să salveze până la capăt. Nu va exista așa nici măcar o fracțiune de secundă. Nici măcar o fracțiune de secundă. Toți cei care sunt în planul lui Dumnezeu vor sta în picioare, nu prin puterea lor, ci prin puterea lui Dumnezeu care ține în picioare. Care ține în picioare. Convingerea apostolului asta este că va sta în picioare. Și că Domnul are putere să-l întărească ca să stea. Și asta trebuie să fie convingerea asta. Ne uităm la dragostea lui Dumnezeu. Ne uităm la harul lui Dumnezeu. Ne uităm la puterea lui Dumnezeu. De asta suntem ținuți în picioare. De asta perseverăm. De asta ne sfințim. Al cincilea argument, credincioșia lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. 2 Tesaloniceni 3 cu 3. Credincios este Domnul. El vă... Care-i dovada că Dumnezeu e credincios? Auziți care-i dovada? Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de, ce? de cel rău. Dar ca să perseverez, am nevoie de putere și am nevoie ca să fie luate pericolele din jurul meu. Cel mai mare pericol este cel rău. Nu există pericol mai mare în universul ăsta. Și Scriptura spune, Dumnezeu datorită credincioșiei Lui... Dumnezeu e credincios în ceea ce face. Dumnezeu e perseverent în ceea ce face. Datorită credincioșiei Lui ne întărește și ne păzește de celor. Dacă ar veni satana într-o zi, însuși diavolul întrupa dacă s-ar arăta în fața ta, în toată urițerea lui, ca să te facă să te lepezi de Dumnezeu sau să te facă să cazi de la credință definitiv sau să-ți pierzi mântuirea, însuși satana dacă ar veni, nu-ți poți pierde mântuirea. Pentru că credincios este Dumnezeu care te va păzi de cel rău. Pentru că cel care este în tine este mai puternic decât cel care este în lume. Slăviți să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta, da? Dacă Dumnezeu ne-ar lăsa, să pierim, să ne pierdem, înseamnă că Dumnezeu nu este credincios lucrării pe care... Dumnezeu nu trebuie să fie credincios față de mine. Ascultați-mă, Dumnezeu nu trebuie să fie credincios față de mine, că eu nu pot condiționa pe Dumnezeu cu absolut nimic. Eu nu am venit să fac afaceri cu Dumnezeu, nici măcar mântuirea mea. Eu am venit să fac tranzacții cu Dumnezeu, cum spunea un alt evanghelist, dă-i lui Dumnezeu. Să blasfemii. Ce scălitură îi dai tu lui Dumnezeu? Cine ești tu? Să dai tu lui Dumnezeu. Nu, eu nu fac afaceri cu Dumnezeu nici măcar în mântuirea mea. Dumnezeu este credincios față de Sine! Dumnezeu este credincios față de planul pe care l-a făcut din eternitate! Dumnezeu este credincios! El vă va întări și vă va păzi de celorlalți. Este o promisiune asta legată de caracterul lui Dumnezeu. De asta e important să-l cunoști pe Dumnezeu. Și oare nu cumva pierderea mântuirii se naște în mod necesar dintr-o concepție greșită despre Dumnezeu? Știți că am întâlnit arminieni chiar din familia mea care mi-au spus frontal în față Tu, tu servești al Dumnezeu. Nu știu, Dumnezeu meu este glorios, nu știu cum e a tău. Eu mă bucur să-L pe Dumnezeu meu. Și noi avem doi dumnezeu diferiți. Nu știu ce Dumnezeu ai tu. Eu vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre uh, credincioșia lui Dumnezeu într-un mod care le înalță pe Dumnezeu. Siguranța mea nu este preluată din mine însumi, siguranța mea este preluată din Dumnezeu. Nu din niște simple cuvinte lăsate în Sfânta Scriptură, ci din persoana lui Dumnezeu. Adică eu stau în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, mă închin înaintea lui Dumnezeu și când spun credincios este Dumnezeu, acolo este siguranța mea. Când spun harul lui Dumnezeu, acolo este siguranța mea, că acoperă orice păcat. Când spun dragostea lui Dumnezeu, văd o dragoste care mă învăluie, care mă cucerește, care mă ține, care, o dragoste irezistibilă, o dragoste care mă sfințește până la capăt. Al șasele argument. Preștiința lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. Roman 8 cu 29. Căci pe aceea pe care i a cunoscut mai dinainte, ea și hotărâm mai dinainte să fie asemenea chipul fiului său. Vedeți, hotărârea lui Dumnezeu se leagă de preștiința lui Dumnezeu. Și așa am mai auzit argumentul acesta sau explicația aceasta vă, mai spun o dată. Preștiința lui Dumnezeu, cunoașterea lui Dumnezeu, nu este o simplă idee pe care Dumnezeu are în minte. Eu știu că cândva va trăi un om pe care îl cheamă Andrei. Nu, Dumnezeu m-a făurit. Când eram un plot fără chip, ochii lui mă vedeau. Și în cartea lui erau scrise toate zile vieții mele. Dumnezeu a hotărât câte fire să încadă azi din cap. Când mi-a dat cu mâna în păr sau mi-am turnat apă în cap, Dumnezeu a hotărât totul. Cunoașterea lui Dumnezeu este ceva mai mult decât o idee pe care Dumnezeu are în mintea lui infinită. Când zice Domnul Isus niciodată nu v-am cunoscut, neagă textul acela că Dumnezeu are a tot știință? Cum adică spune Domnul Isus niciodată nu v-am cunoscut? E clar că nu se referă la a-i cunoaște pur și simplu ca niște oameni. Domnul spune, n-am avut niciodată o relație cu voi. Nu știu cine sunteți. Pe păi care zice că nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Nu știu cine sunteți. Nu că nu-i cunoștea Domnul Isus cine sunt ei ca persoane, ci că nu a avut să se niciodată o relație cu ei. Că în Scriptura că Dumnezeu, spune că Dumnezeu din veșnicie ne-a preștiut, ne-a cunoscut mai dinainte, înseamnă că Dumnezeu din veșnicie ne-a ales ca să fim într-o relație cu El. Ne-a văzut și ne-a ales, a vrut să fim într-o relație cu El și pentru că ne-a văzut în felul acesta pe noi, într-un mod special, într-o relație specială, ne-a rânduit pentru sine. Asta înseamnă. Să fii cunoscut de Dumnezeu. Și spune pe ăia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a hotărât. I-a hotărât. Da? Este un plan al lui Dumnezeu cuplat cu preștiința lui Dumnezeu. Dacă preștiința lui Dumnezeu dă greș, dacă Dumnezeu știe din veșnicie că eu nu o să cad. Și eu după aia cad. Ce preștiința e a lui Dumnezeu? Dacă el a preștiut că m-a ales să fiu al lui pentru totdeauna. Ce preștiința e, e dacă eu nu mai sunt al lui pentru totdeauna? de șaptele argument luat din planul lui Dumnezeu, persoana și planul lui Dumnezeu. Lanțul perfect al mântuirii garantează păstrarea în har. Am auzit astăzi că textul din Roman, capitolul 8, am auzit mai multe ori, dar le aud în fiecare zi, n-am ce face, asta este. Eu, în primul rând, înainte să fiu orice, înainte să știu că mă cheamă Andrei, eu sunt calvinist, asta e stabilit. Și aud lucrurile astea, n-am, și dacă nu vreau, le aud. Că Romani 8 cu 28 până la 30 nu se referă la mântuire, nu știu la ce se referă, spuneți-o dumneavoastră, ia auziți. De, de, altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor ce iubesc pe Dumnezeu și anumele spre bine celor ce sunt chemați după planul său. chemați la ce? Eu zic că chemați la slujire, da? Bun, uh, versetul următor. și pe aceea pe care a cunoscut mai dinainte, la ce? La slujire? Ea și hotărâm mai dinainte să fie asemenea chipului fiului său. Asta nu e slujire. Asta e regenerare și sfințire, să semene cu Iisus Hristos. Pentru că el să fie cel întâi născut dintre mai mulți fați. Și pe aceea pe care o hotărâm mai dinainte și chemat la mântuire, și pe aceea pe care a chemat la mântuire și s-o cotine Asta nu-i slujire. Și pe aceea pe care a s-o cotine și proslăvit. Asta nu-i slujire. Este lanțul perfect al mântuirii. Hotărât de Dumnezeu. Dumnezeu te alege din veșnicie, tu te naști la vremea hotărâtă de Dumnezeu, El te cheamă prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie și pentru că te cheamă prin Duhul Sfânt și prin Evanghelie te îndreptățește, îți dă lui Hristos. Și după ce ți-a dat neprihănirea lui Hristos, spune Scriptura că te face asemenea chipului Fiului Său, te sfințește și la final spune te proslăvește. Da, vorbește despre aceiași oameni. Auziți Cum spune? Ia auziți. Spune așa. Pe aceea pe care a hotărât, i-a și chemat. Pe aceea pe care a chemat, nu pe alții. Pe aceiași oameni. La aceiași oameni le-a dat, i -a, pe aceiași oameni i a pus în planului, pe aceiași oameni a făcut asemenea lui Hristos, pe aceiași oameni a chemat, pe aceiași oameni a socotit prieniți, pe aceiași oameni i-a și proslăvit. Este un lanț perfect a mântuirii. Nu lipsește nicio verigă. Și nu spune pe aceia care au ales ea și Soconii neprigăniți. Nu. nu are niciun rol alegerea omului acolo. În perfecțiunea planului Dumnezeu. Alegerea omului este reală, din punct de vedere uman, subiectiv, fenomenologic, dar în planul perfect al mântuirii lui Dumnezeu nu are absolut nimic alegerea omului. Hotărârea omului. Decizia omului, da? Decizia omului. Deci lanțul perfect al mântuirii garantează păstrarea noastră în hal. Dumnezeu ne dă o mântuire deplină, perfectă. O mântuire de plină, nu ne dă jumătate de mântuire. Vă întreb, dacă eu sunt chemat și regenerat, sunt mântuit sau nu? Dacă Dumnezeu mă cheamă la el și mă naște din nou, sunt mântuit? Sunt mântuit. Dacă eu sunt sfințit, sunt mântuit? Să mântuit. Dacă sunt proslăvit, sunt mântuit? Să mântuit. Toate acestea trei formează mântuirea. Într-un fel poți să spui despre fiecare fază că e mântuirea. Dar, într-un fel, din perspectiva lui Dumnezeu, toate la oaltă sunt mântuirea. Eu nu sunt mântuit doar dacă sunt ales de Dumnezeu. Eu trebuie să fiu mântuit la propriu, să fiu regenerat. Eu nu sunt mântuit de plin doar dacă sunt regenerat, născut din nou. Eu trebuie să fiu sfințit până la capăt, că altfel nu voi vedea pe Dumnezeu. Eu nu doar dacă sunt sfințit, eu trebuie să fiu proslăvit. Lanțul perfect al mântuirii garantează păstrarea noastră în har. Și acest lanț perfect al mântuirii este făcut de Dumnezeu, nu de om. Nu credeți că Pavel spunea și el mă voi însă omul are acolo un punct important. Ca să citezi iară pe cineva. Oricât de mic ar fi lucrul ăla. Dar trebuie să fie acolo. Trebuie să conteze acolo înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să conteze, da? Al optulea aspect. Comuniunea intra-trinitariană garantează păstrarea în har. Citiți în capitolul 1, care este unul dintre cele mai atacate capitolului din Sfânta Scriptură care prezintă lucrarea Tatălui, a Fiului și a Duhului Sfânt. Un argument pe care l-am auzit recent este acesta. Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat și ei spun, acolo este vorba de evrei, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în Hristos Isus. El ne ales pe noi evrei și ei spun lucrul acesta pentru că după aceea Pavel schimbă de la persoana 1 plural la persoana a doua plural și spune și voi când ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Și ce rost are să spună noi și după aia voi? Decât că sunt două categorii distincte. Adică numai evrei au fost aleși de Dumnezeu. Știți care e problema? Problema este că rup pasajul care prezintă binecuvântări date de Tatăl, de Fiul și de Duhul Sfânt. În textul acela, binecuvântările date de Tatăl și de Fiul sunt la persoana întâia plurală, adică numai pentru evrei, după teoria lor, și numai uh, pecetuirea cu Duhul Sfânt este dată uh, neamurilor. În rest, ei au nimica. Și după aceea spune că am fost pecetuiți cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre și iară trece la evrei. Deci jumate din lucrarea Duhului Sfânt a neamurilor, jumate pe cetuirea neamurilor, arvuna este a evreilor. Că Pavel jonglează cu voi și cu noi. Și zic, ei așa zic, unii. Că acolo e vorba de neamuri și de evrei. Și știți ce e mai grav? Că când Pavel vorbește la întâia plural despre evrei, cum se presupune, pune și când el avem, noi, nu ei neamurile, noi avem prin sângele lui răscumpărarea, iertarea păcatelor. Deci numai evrei au prin sângele lui iertarea păcatului. Și eu spun, a, nu, 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 e clar că și neamurile au, dar textul ăla vorbește în special despre evrei. Absurd! Absurd! Deci Pavel petrece 10 versete sau câte sunt acolo ca să le spună neamurile ce nu au ei și ce au numai evrei. Nu asta a făcut Iisus Hristos în jertfa lui că a dărâmat zidurile. Nu asta a făcut Isus Hristos în jertfa lui că a extins toate binecuvântările spirituale nu doar la evrei, ci la toate neamurile. Nu asta e Evanghelia pe care noi o propăduim? propovăduim în continuare o evanghelie ciuntită în care doar anumite binecuvântări sunt date neamurilor și anumite binecuvântări evreilor? Deci el le scrie o epistolă neamurilor ca să le spună, fiți atenți, slăviți să fie Dumnezeu pentru că evreii au atât de multe binecuvântări, voi aveți voi pecetulirea cu Duhul Sfânt, slavă ți Doamne, că nouă ne-ai dat, nouă ne-ai dat, nouă ne-ai și evreilor nu. E penibil, deci la, la, propriu e penibil. Dar oamenii ca să scape de forța unui pasaj extraordinar, excepțional, super, dumnezeesc, Scris prin inspirație divină, inventează tot felul de lucruri. Inventează tot felul de lucruri. Da, și apropo, interpretarea cea mai simplă este că Pavel vorbește despre noi, despre toți creștinii la general, și apoi începe să le spună lor, mă, cum s-a întâmplat în voi treaba asta? Păi s-a întâmplat când ați crezut și ați fost pe cu Duhul Sfânt. Așa ați primit toate binecuvântările astea, da? Așa ați conștientizat tot ceea ce Dumnezeu v-a dat în Hristos Isus. Nu face diferență între evrei și neamuri. Din punctul meu de vedere, nu are nicio, eh, nicio treabă explicația asta cu textul biblic. Nu că n-ar fi texte în care se prezintă evreile și, evreii și neamurilor, da? Evreii și neamurile. Bun. Uh, al nouălea argument. Voia lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. Voia lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. Spune Domnul Isus foarte clar. Și voia Tatălui este să nu-mi piardă. Și el spune, n-am pierdut. El arată că voia lui Dumnezeu este puternică. Voia lui Dumnezeu se împlinește. Dacă Dumnezeu are firile de iarbă în mâinile lui, dacă Dumnezeu are până și căderea părului din cap, are mâinile lui și Dumnezeu uh, face toate lucrurile după sfatul voii sale și Dumnezeu modifică toate circunstanțele cum vrea el. N-ar putea Dumnezeu să manevreze toate circunstanțele ca atunci când ajung la căderea mea finală, da? Există un moment în care îi spun că poți să-ți pierzi mântuirea complet. N-ar putea Dumnezeu să facă o mică schimbare de plan ca să nu-mi pierd mântuirea atunci, să se schimbe o chestiune ca să nu mă pierd. Voia lui Dumnezeu care rânduie toate lucrurile. Ce voia lui Dumnezeu este aceea? Ce voia lui Dumnezeu este aceea? Da? Voia lui Dumnezeu garantează păstrarea noastră în har. Păstrarea noastră în har. Al zecilea argument. Dreptatea lui Dumnezeu garantează păstrarea noastră în har. Dumnezeu, de fapt, haide să gândim. Când Domnul Iisus Hristos a dus la cruce, a știut Dumnezeu toate păcatele tale? Gândește-te, fiecare ne gândim în mod personal. Aș fi Dumnezeu toate păcatele noastre? Am avut, o discuție discu ieri cu o femeie ortodoxă și ce cea, mai, cea, mai, grea parte din uh, discuția noastră a fost legată de iertarea păcatelor. Dar da, faptele? Păi Efesen 2 cop. Da, Iacov spune așa. Dar lasă-l pe Iacov când și pe Iacov mai târziu. Dar Efesen 2 cop spune prin har să dezmântui, prin credința asta nu vine la voi ce este darul Dumnezeu. Nu prin fapte! Nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Pe cum faptele nu au niciun rol? Au, dar nu mântuire. Nu în iertarea ta. Crezi că Dumnezeu ți a iertat toate păcatele? Cred în afară de câteva mai mici. Adică, dacă-ți le-a iertat pe alea mari, de ce să nu-ți le ierte pe alea mici? Te miri de logica pe care o au oamenii. Păi dacă-ți le-a iertat pe alea mari, de ce nu-ți le ierte pe alea mici? Păi de ce să nu-ți le ierte pe alea mici, întreb eu. Păi ce? Pentru că nu, nu le-am mărturisit. Păi de ce nu le-am mărturisit? Că nu le mai știu. Nu și are o logică. Femeia cum să și mărturisească ceva ce nu știe? Da, da, știu cum. Iartă păcatele pe care nu le cunosc. Și le-a iertat Dumnezeu oare? Sigur că le-a iertat. Sigur că le-a iertat. Acum, când Domnul Iisus Hristos a dus la cruce, Domnul Iisus Hristos a știut păcatele noastre trecute, prezente și viitoare? Le-a știut sau nu? Sigur că le-a știut. A știut păcatele pe care le-am făcut prin comitere, adică am făcut un păcat, le-a știut. A știut pe alea prin omitere, adică n-ai făcut ce trebuia să faci. Și aia este un păcat. Le-a știut, nu? A știut păcatele făcute voluntar, că ai vrut tu să le faci? Le-a Le-a știut, le știut palea făcute involuntar? A murit pentru păcatele pe care tu le cunoști, dar pentru alea pe care nu le cunoști. Dacă nu le cunoști, le poți mărturisi pe rând. ce deci el a murit pentru păcatele pe care le știm pe care nu le știm, pe care le-am mărturisit, pe care nu le-am mărturisit. El a murit pentru toate păcatele noastre. Și Dumnezeu s-a uitat la Domnul Isus Hristos și a zis, mă bucur, accept, este deplină, este perfectă, jertfa ca să acopere... Toate păcatele lui Andrei și îmi dă mântuirea asta, siguranța asta, ai în el iertarea păcatelor, tuturor păcatelor. Nu face nicio diferență. Alea cu voia, alea fără voia, alea mărturisite, alea nemărturisite, alea conștiente, alea inconștiente, alea mai mare, alea mai mici. El nu face nicio diferență acolo, da? Și la un moment dat, Dumnezeu, deși a acceptat jefalo lui Hristos, ca suficientă ca să-i satisfacă dreptatea, spune, sunt satisfăcut acum în dreptatea mea față de Sorin, față de Ciprian, față de cutare sau cutare. Sunt satisfăcut. Hristos a plătit de plin. Sunt satisfăcut. La un moment dat în viața ta faci un păcat și Dumnezeu spune de fapt nu mai sunt satisfăcut de jertfa Domnului Isus. Eu o întreb atunci, Doamne, dai Hristos a plătit pentru păcatul ăsta pentru care eu îmi pierd mântuirea acum? Păi a plătit. Ți-a satisfăcut dreptatea atunci când a plătit? Păi da. Păi de ce îmi pierd mântuirea atunci? De ce îmi pierd mântuirea dacă el a fost satisfăcut în dreptatea lui? în sfințenia lui de jertfa Domnului Isus Hristos. Aici nu vorbim despre noi, ci vorbim despre felul în care Dumnezeu privește pe însuși Fiul Său când l-a trimis la cruce să moară pentru toate păcatele noastre pe care Dumnezeu le-a știut. Dacă Dumnezeu știa, e un păcat care mă enervează așa de tare că i-aș lua mântuirea lui asta. Nu mai trimitea pe Hristos să moară pentru 99,99% ,99 din mântuirea mea, dar numai pentru 1% nu, adică păcatul pentru care eu am pierd mântuirea. Nu el a fost satisfăcut de prim. Dreptatea lui Dumnezeu cere și garantează și asigură păstrarea noastră în har, mântuirea noastră deplină. plină. Mântuirea, următor argument, mântuirea lui Dumnezeu garantează păstrarea în har. Mi-mi place scena asta. Știți că Iona este cel care folosește expresia aceasta, mântuirea este a Domnului. Și auzi în ceruri corul ăla. Eu cred că acum suntem atâta de naivi și de ignoranți. Suntem atâta de naivi și neignorați. Și noi creștinii suntem atâta de proști câteodată. Ne uităm la mântuire așa de simplu, parcă e o treabă. Oh, trăim în mântuire, suntem mântuiți, nu suntem mântuiți. E, așa. O prostie magazinată în capul nostru. Eu cred că numai în veșnicie vom vedea miliardele de ocazii în care ne-am fi pierdut mântuirea nouă dată. De fiecare dată. Dacă mântuirea s-ar fi putut pierde, toți aveam pierdut mântuirea. Dacă mântuirea s-ar pierde din cauza unui păcat cu voia, nu ar exista niciun creștin la ora asta pe planeta Pământ. Niciunul. Toți ar fi foși creștini apostați cu mântuirea pierdută. Toți fără excepție. Ascultați-mă, toți fără excepție. Numai în veșnicie vom conștientiza toate ocazile, miliarde de ocazii în care ne-am fi făcut praf pe noi înșine, cu mântuirea noastră cu tot. Dumnezeu nu este atât de neînțelept încât să pună mântuirea noastră condiționată în mod decisiv de voința noastră. Mântuirea noastră depinde de noi, dar nu în mod decisiv. Depinde că noi, eu trebuie să-mi duc mântuirea până la capăt, dar nu în mod decisiv. În mod decisiv depinde de El. El o determină în mod decisiv, da? El o determină în mod decisiv. Și auzi în veșnicie, vezi scena aceea superbă din Apocalipsa, în care bătrânii, în care toate făpturile s-aruncă înaintea lui Dumnezeu îl laudă pe Dumnezeu într-un fel de transă din asta spirituală, necurmată și așa vom face și noi, pentru că atunci vom spune mântuirea cu adevărat. Eu am știut că am fost calvinist. Dar cu adevărat, aici suntem numai calviniști. Mântuirea este... A Domnul Dumnezeul nostru și a mielului. Eram praf și pulbere de un miliard de ori până acum, dacă mântuirea era a mea. Nu este a mea. Și vei spune necurma, mântuirea este a Domnului și nu vei te sătura. Cu fiecare clipă cu care va trece, vei, trece în veșnicie, îți va da seama tot mai mult și tot mai mult și tot mai mult că mântuirea n-a depins niciodată cu nimic de tine. Asta va fi extazul bucuriei noastre când vom vedea pe mielul care a fost jungheat în fața noastră, care a securizat mântuirea noastră. Și mă voi bucura să fiu acolo. Și lucrul acesta trebuie să-l trăim într-un fel de pe pământ. Să l lăudăm pe Dumnezeu într-un asemenea mod încât să ne deschidă Dumnezeu mintea, să ne rugăm să ne deschidă Dumnezeu mintea, Doamne, Doamne ce aș fi făcut astăzi cu mântuirea mea? Praf și pulbere ai făcut cu ea, dar nu e a ta. Asta e diferența. Nu este a ta. Mântuirea este a Domnului. Asta spune Sfânta Scriptura, mântuirea lui Dumnezeu, nu mântuirea noastră. Este a lui Dumnezeu, nu doar faza de debut a mântuirii. Și în mijlocul mântuirii, și ziua înainte de moarte, și finalul mântuirii. Am mai auzit lucrul acesta ca să pregătească, zic ei frații, ca să-i țin așa în, în atenție, am auzit lucrul acesta, dacă ai trăit 50 de ani pocăit și cu o oră înainte de moarte, ai murit sau ai făcut un păcat cu voia pe care nu l-ai mărturisit 50 de ani, se egal cu înaintea ta. Înaintea lui Dumnezeu. Doamne ferește, ce mântuire. Doamne ferește, ce mântuire. Ce bucurie este dă o asemenea mântuire. Ce încredere în Dumnezeu îți dă o asemenea mântuire. Mântuirea este a lui Dumnezeu și în clipa morții mele. Nu mi-aș dori să se întâmple lucrul ăsta, mă rog lui Dumnezeu să nu se întâmple și în bunătatea lui eu cred că el mă va asculta, dacă o ajunge vreodată nebun de cap, un bătrân din ăsta senil, așa, care zâmbesc la orice prostie, să știți că mântuirea lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu este tot al lui Dumnezeu atunci. Mă înțelegeți ce vă spun? Dacă m-ar lovi într-o zi cineva și aș rămâne un cretin din ăsta, în lumea asta, cu un creier în cap lezat, dar care nu trece nimic prin el. O legumă dacă aș răm ar, 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 rămâne din mine. Mântuirea mea este tot al lui Dumnezeu. Asta e siguranța mea. Asta este siguranța mea. Și asta este siguranța mea cu privire la toți aleșii lui Dumnezeu. Cu privire la toți aleșii lui Dumnezeu. Mântuirea mea nu stă în creierul meu. Mântuirea mea nu stă în trupul ăsta, care e mai tare sau mai slab. Mântuirea mea este în Domnul Isus Hristos. Când Isus Hristos poate să cadă de la dreapta Tatălui, atunci pot să-mi pierd și eu mântuirea. Atât de sigură este mântuirea mea înainte lui Dumnezeu. Următorul argument cu care închei este acesta. Legământul cel nou făcut de Dumnezeu garantează păstrarea în har. Tot cu femeia aceasta care a recunoscut Pun la urmă, zice, am ascultat foarte multe predici penticostale. Nu? Mai lămurit? Știu de unde ai concepția asta despre mântuire. Nu de la ortodox. Nu de la ortodox o avea. Nu de la ortodox. Doctrina arminiană ne duce înapoi în vechiul legământ. Ce spune în vechiul legământ? Dacă faci lucrurile acestea, vei trăi. Dacă nu le faci, vei muri. Asta este vechiul legământ. Ce spune nouul legământ? Noul legământ nu spune că eu în ziua botezului meu închei un legământ cu Domnul, în apa botezului. Asta e o aberație. Este o aberație care lovește frontal în siguranța mântuirii. Singurul legământ valabil la ora actuală este legământul cel nou încheiat în sângele Domnului Isus Hristos. Un legământ pe care El l-a încheiat cu Tatăl și în care m-a cuprins pe mine fără să mă întrebe dacă vreau lucrul ăsta. Și mă bucur de asta a vărsat sângele lui, a întemeiat, a inaugurat, a securizat, a asigurat, a garantat nou legământ fără să mă întrebe pe mine și fără să te întrebe pe tine. Și nu-i pasă lui Dumnezeu cătuși de puțin de falsele noastre legăminte în apa botezului. Încheie legământul în apa botezului? Da. Ăla nu e niciun legământ. Pentru orice legământ trebuie jerfă. Jerfă. Ce jerfă ai adus tu acolo? să pe Dumnezeu, să-i răsplătim lui Dumnezeu înapoi. De asta se nasc atâtea erezii. Și expresiile pe care le folosim în. indiferent ce încercare, câte încercare ar fi ca să explicăm puțin limbajul acela. Expresiile noastre trădează concepțiile noastre despre Dumnezeu. Uitați care este natura legământului cel nou. Ce spune Dumnezeu? Iată legământul pe care el voi face. Cine? Eu, Dumnezeu. Dumnezeu îl va face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea lor. Nu mai pune Dumnezeu pe piatră. Că ei nu au ajuns cu pietrele jos, că ei deja au călcat cele mai simple porunci ale lui Dumnezeu. Ci Dumnezeu le scrie în inimă și în mintea noastră. Evrei 8 cu 11. Și nu vor mai învăța fiecare pe vecinul său, pe fratele său, zicând, cunoaște pe Domnul. Ia uziți, natura nouă legământ. Căci toți mă vor cunoaște. Nu va fi niciunul cu necunoștință de Dumnezeu un nou legământ. Niciunul. Toți mă vor cunoaște de la cel mai mic, la cel mai mare dintre ei. Ieremia 32 cu 39. Le voi pune în inimă frica de mine ca să nu se depărteze de mine. Auziți perseverența Sfinților în har? Ce face Dumnezeu? Cum securizează Dumnezeu nouă legământ? El scrie legea lui în mintea noastră, o pune în inimile noastre. Ia auzi ce face. Ne pune în inimă frica de El ca să nu ne depărtăm niciodată de El. Dumnezeu se asigură că vom persevera în har. Dumnezeu pune în noi ceva atât de puternic, ne face părtași firii dumnezești. Pune frica de El în inimile noastre. Pune legea Lui în inimile noastre și în mintea noastră. Ne dă o cunoaștere de Dumnezeu atât de puternică încât nimic nu ne poate smulge din mâna Lui. Nu este doar faptul că Dumnezeu mă ține El cumva, ci El lucrează în mine ceva ca să nu-mi pierd mântuirea. Lucrarea Duhului Sfânt este mai puternică decât lucrarea diavolului. Lucrarea Harului este mai puternică decât lucrarea firii pământești și a păcatului. Lucrarea învierii, lucrarea vieții de înviere a Domnului Iisus Hristos aplicată în mine și care m-a adus pe mine la viață și m-a făcut o făptură nouă este mai puternică decât moartea spirituală sau rămășițile morții spirituale care sunt în mine. Este mai puternică. Acesta este noul legământ. În vechiul legământ a condiționat Dumnezeu mântuirea într-un fel de fapte, dar să știți, în vechiul legământ asta a fost condiționat în lege. În legea care a, a stipulat-o Dumnezeu. Dar n-a fost nimeni mântuit în vechiul legământ fără credință și fără har. Nimeni n-a fost mântuit prin lege. Legea pentru asta era. Să te pună la zid, să te îngenuncheze. Pentru asta era legea. Să te calce în picioare, să vii târâși cu animalul și să spui, Doamne, numai prin jertfă îmi sunt acoperite păcatele. Pentru asta a fost legea. De ce faceți? Dacă faceți, veți trăi, dacă nu veți muri. Legea ne-a fost un îndrumător, dar chiar și în Vechiul Testament a fost un îndrumător spre Hristos care avea să vină. Jertfa supremă. Asta arăta Dumnezeu prin toate sacrificiile alea și ritualurile acelea care acopereau păcatul, care acopereau, nu care îl iertau. L-acopereau într-un fel. Și când a venit Iisus Hristos, zicea, a murit și a șters toate păcatele și abatele făcute sub legământul din tâi. Sub legământul din tâi. Puterea, eficacitatea, jertfei Domnului Iisus Hristos a dus în, în, toate, în toate timpurile. Legământul cel nou garantează păstrarea în har. Dacă tu îmi spui că mântuirea mea depinde de faptele mele, trebuie să te anunți oricine e fi tu, orice e fi tu, ce teologie ai avea, că încă trăiești în vechiul legământ. Și vestea bună pentru mine e că eu trăiesc în nou legământ. Și de fiecare dată când ne ducem și celebrăm moartea Domnului Iisus Hristos pentru noi în închinare, în predicare, în rugăciune sau prin cina Domnului trebuie să ne aducem aminte ce legământ a întemeiat El cu noi. A venit... Argumentul în este tocmai ăsta. Zice dacă legământul din ar fi fost fără cusur, nu mai era nevoie să vină al doilea. Asta e argumentul lui. Dacă era perfect ăla, dacă reușea legământul din, din tâi să facă ce era nevoie pentru noi era nevoie să vină altul. Nu, nu schimbai dacă era bună la. Nimeni nu schimbă mașina de plictisială. Nu, că e alta mai bună. Cu ce mai bun nou legământ de vechiul legământ dacă mântuirea e condiționată în continuare de faptele noastre? Cu ce mai bun? Vă întreb, cu ce mai bun? Care e diferența? Nu mai rămâne nicio diferență. E același legământ. Numai că e mai grav, că acolo nu bă jocori niște ritualuri și niște ceremonii, niște jefe ci că ba jucorești singura a Domnului Iisus Hristos. Atâta. Te învățește mai mult. Nu este nou legământ. Scriptura ne arată foarte clar natura noului legământ este una în care Dumnezeu lucrează subiectiv, lăuntric, puternic, în noi, supranatural, prin Duhul Sfânt, făcând ca toți cei care sunt al Lui și cuprinși în legământul acesta să persevereze, să fie păstrați până la capăt. E o bucurie extraordinară și pentru arminienii nenăscuți din nou pentru arminienii născuți din nou, pentru arminienii aleși de Dumnezeu și care nu sunt născuți din nou și vor fi născuți din nou. Că eu știu cum vor persevera și ei până la capăt. Și mă voi bucura că toți, cu toți arminienii care sunt al lui Dumnezeu, aleși de Dumnezeu, vor fi mântuiți, vom cânta împreună în cer. Mântuirea este a Domnului. În cer nu vor mai fi dezbateri, să știți. Calviniști arminieni, pentru că toți vor fi calviniști. Da, încheia discuția va fi frumos. Și ne vom închina. Ne vom închina. Nu știu acum dacă va fi vreunul care zice că mă, ai avut dreptate. El nu contează asta. Vom da dreptate lui Dumnezeu atunci pentru că până la urmă este vorba de mântuirea lui Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu și am văzut în seara aceasta, însă și persoana și planul lui Dumnezeu, însă și persoana, caracterul lui Dumnezeu este pus sub semnul întrebării, dacă noi credem că mântuirea să pierde. Am văzut cum dreptatea lui Dumnezeu, credincioșia lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, mântuirea lui Dumnezeu, legământul pe care l-a făcut Dumnezeu, da? Dragostea lui Dumnezeu, toate atributele din Dumnezeu și planul lui lucrează la a proteja, la asigura, la garanta mântuirea noastră. Și Dumnezeu să ne avute să vedem în Dumnezeu siguranța noastră. În însuși Dumnezeu. Să ne uităm la persoana lui și la lucrarea lui, la planul lui, și de acolo să ne extragem siguranța mântuirii. Amin.